Tu vrei să repeti toată propoziția asta. Un film pe care aș putea să-l revăd oricând fără să mă plictisez de el, cred că ar fi The Place Beyond the Pines cu Ryan Gosling și Eva Mendes. Da, pot să văd orice film la nesfârșit, pentru că dacă trece mai mult de o lună și jumătate, uit, small brain. Un sfat pe care mi l-aș da mie la 15 ani, cred că ar fi clasicul, nu tot ce zboară se mănâncă. Și mi-aș spune să mă calmez puțin și să am răbdare, pentru că tot ce-mi doresc o să se întâmple dacă am îndeajuns de multă încredere. Și mi-aș fi spus la 15 ani să mă focusez mai mult pe mine și pe carieră și să las celelalte lucruri puțin deoparte. Iar la 35 de ani, mereu mi-am imaginat că eu la 35 de ani o să fiu cam la fel ca și acum. Probabil o să muncesc mult mai mult, dar nu cred că o să se schimbe prea multe lucruri la mine, că cred că o să-mi placă să petrec și să mă simt bine și atunci, și nu cred că o să schimbe foarte multe lucruri. Doar că, na, mi-aș spune probabil să mă calmez puțin din nou. Cea mai mare realizare a mea de până acum, spiritual pot să spun că m-am maturizat și că am reușit să trec singură peste multe lucruri peste care nu puteam să trec înainte singură. Și o altă realizare pot să zic că mi s-a părut cel mai tare lucru când mi-am dat seama că pot să mi întrețin oarecum apropiații prin ce fac eu. Ceva ce n-am făcut și mi-ar plăcea să încerc, nu știu dacă se pune, dar mi-am dorit întotdeauna să merg în New York și cred că o să și merg în toamnă, Doamne ajută. Destinația mea preferată de vacanță până acum aș fi putut să zic Mykonos, pentru că eu când merg în vacanță eu nu prea am capabilitatea să mă relaxez și când merg în vacanță îmi doresc tot așa să mă distrez, să petrec, și Mykonos a fost cel mai tare loc de până acum în care am fost din punctul ăsta de vedere, dar urmează să merg în Bali și în Bali chiar mi-am dorit toată viața și sunt sigură că după ce mă întorc o să zic Bali. Cifra mea norocoasă este 3 sau 13, de acolo mi-am făcut și tatuajele cu 3. M-am născut pe 3, iar fratele meu s-a născut pe 13 la ora 13 și a rămas așa cifra noastră. Cea mai mare dorință mea când eram mică era ori să devin cântăreață, ori să devin femeie de afaceri și nu s-a schimbat nimic, doar, mă rog, nu mai vreau să devin cântăreață, evident, deci n-ar fi rău să am voce, dar nu m-aș da Dumnezeu. Nu, asta e, mi-am dorit mereu să fiu femeie de afaceri și mi se pare că merg ușor în direcția aia. Cred foarte tare în destin. Mi se pare că absolut nimic nu e întâmplător și mi se pare și mai tare că mereu când mă oftic că ceva nu s-a întâmplat așa cum trebuie sau ceva nu mi-a reușit, mai ulterior în viață îmi dau seama că exact așa trebuia să se întâmple și că chiar există un plan. Bine, ți-l mai schimb și singur, dar există un destin clar. Eu zic că avem liber arbitru, adică avem puterea de a alege, că până la urmă singur ne alegem drumul viață. Ce sper să inventeze în următorii 50 de ani? Teleportarea, clar. Ar fi super dacă n-am mai stat 45 de minute în trafic în fiecare zi. Ar fi minunat. Dacă cred că ar fi mai înspăimântător să realizez că noi nu suntem cea mai avansată specie, nu cred că ar fi înspăimântător. Adică uneori mă uit la noi și mă gândesc. Sigur se poate mai mult de atât. O super putere pe care mi-aș dori să o am. Acum ceva timp cred că aș fi spus că vreau să citesc mințile oamenilor, dar am realizat că nu cred că aduce nimic bun și clar mi-aș dori să zbor. Ultima oară când am făcut ceva pentru prima dată, o să sune penibil, știu că ar fi fost mai ok un răspuns mai drăguț, dar ultima oară când am făcut ceva pentru prima oară a fost acum 2 săptămâni când am gustat pentru prima oară icre și mi-au schimbat viața. Iubesc icrele cu ceapă. Cea mai mare frică a mea este singurătatea și întunericul, dar cred că întunericul vine datorat faptului că mi-e frică să stau singură. Deci mi-e frică să stau singură. Și acum mi-e... Nu, nici mai are sens. Mi-e frică de foarte multe, cu spații închise. Lucrăm la asta.